Oameni îngropați de vii. Chiar dacă ideea ne dă fiori, de-a lungul timpului au existat numeroase cazuri de oameni care au fost îngropați de vii, de multe ori după ce medicii s-au înșelat asupra decesului. Astfel de cazuri erau destul de frecvente în secolul al XIX-lea, când metodele de stabilire a decesului erau nesigure. Chiar și medicii moderni au comis asemenea greșeli. Probabil cel mai cunoscut caz de acest gen este cel din America Latină, unde oamenii care au deschis după 11 zile sicriul unei femei care a fost îngropată de vie s-au îngrozit. Într-un cimitir din Brazilia au fost surprinse scene de coșmar, parcă desprinse din filmele de groază. O femeie a fost îngropată de vie, deși fusese declarată decedată de către medicii unui spital. Locuitorii din apropierea cimitirului au povestit cum că, începând cu a doua zi, au auzit zgomote ciudate care veneau dinspre cavoul în care fusese zidită femeia. Potrivit Daily Star, Rosângela Almeida dos Santos, în vârstă de 37 de ani, a fost îngropată de vie și a stat închisă în sicriu timp de 11 zile, încercând cu disperare să iasă cumva din închisoarea care, în cele din urmă, i-a cauzat moartea în chinuri cumplite. Localnicii au intrat la bănuieli când au început să audă dinspre cavou zgomote stranii, urlete și bubuituri, dar abia peste 11 zile au venit la fața locului autoritățile pentru a lua măsuri. Când femeia a fost deshumată, cele câteva sute de oameni adunați să vadă ce s-a întâmplat s-au îngrozit. Rosângela a fost găsită moartă, dar martorii spun că trupul femeii încă mai era cald. Era numai sânge în interiorul sicriului, iar unghiile femeii erau rupte ori smulse, semn că a încercat cu disperare să zgârie pereții din lemn ai coșciugului. Distrusă de durere, mama femeii a cerut autorităților să deschidă o anchetă. Rosângela era căsătorită, dar nu avea copii. Ea a fost declarată decedată pe 28 ianuarie de către medicii unui spital, după ce ar fi făcut un infarct. Însă, de-a lungul timpului s-au petrecut o serie de cazuri incredibile cu oameni îngropați de vii, din greșeli medicale, pe care vi le prezint în continuare. Mary Best avea 17 ani când s-a îmbolnăvit de holeră în India. Mama sa adoptivă părăsise țara de câteva luni când fetei i s-a făcut atât de rău, încât și-a petrecut ore întregi în agonie. Pulsul ei a devenit din ce în ce mai slab, până când, în final, un doctor a declarat-o moartă. A fost înmormântată câteva ore mai târziu, într-un cimitir din Calcuta. Se întâmpla în anul 1871, când victimele holerei erau îngropate la scurt timp după deces, pentru a preveni împrăștierea bacteriilor. Nimeni nu a pus la îndoială decesul tinerei, scrie Daily Mail. Însă, 10 ani mai târziu, când mormântul a fost deschis pentru a-l îngropa și pe unchiul fetei care murise recent, groparul și ajutorul acestuia au văzut ceva înfricoșător. Capacul coșciugului era pe podeaua acestuia, iar scheletul fetei era jumătate înăuntru, jumătate afară. În partea dreaptă a craniului se putea observa o fractură puternică. Degetele tinerei erau îndoite, iar hainele rupte. Se pare că Mary nu era moartă când a fost îngropată, ci numai în stare de inconștiență. Bolnavii de holeră intră în comă destul de frecvent, la fel cum s-a întâmplat și în cazul adolescentei, care cel mai probabil s-a trezit câteva ore sau zile mai târziu, fără să știe unde se află. Un alt caz s-a petrecut în anul 1887 în Franța, unde un tânăr era cărat spre mormânt, când groparii au auzit un zgomot care venea din interiorul sicriului.
De frică să nu inducă panică în rândul participanților la înmormântare, aceștia au continuat procedura. Totuși, toată lumea a auzit sunetul din coșciug, acesta devenind din ce în ce mai puternic. În loc să deschidă sicriul, oamenii au chemat primarul, însă până a ajuns acesta, băiatul a murit asfixiat. Un alt caz îngrozitor s-a întâmplat în New York în 1851. Virginia McDonald a fost îngropată după ce s-a îmbolnăvit, în ciuda faptului că mama fetei a insistat asupra faptului că nu este moartă. Femeia a cerut apoi ca fiica ei să fie scoasă din groapă. Virginia a fost găsită întoarsă pe o parte, cu mâinile mușcate, fie de foame, fie din cauza terorii. În 1903, un băiat de 14 ani a fost îngropat după ce a fost luat cu forța de la mama lui, care era convinsă că fiul ei este încă în viață. La o zi după înmormântare, aceasta a săpat mormântul de una singură, a deschis coșciugul și a descoperit corpul băiatului contorsionat, ca și cum ar fi încercat să evadeze. Copilul murise sufocat. O altă întâmplare, la fel de macabră, a avut loc în Italia în 1890, când o femeie însărcinată a fost îngropată de vie. Deși se credea că a murit, ea intrase de fapt în comă. Coșciugul în care se afla Lavinia Merli a fost găsit deschis 2 zile mai târziu, însă nu a fost clar cum de s-a întâmplat acest lucru. Fata își recăpătase cunoștința, chiar născuse copilul pe care îl purta în pântece, însă muriseră amândoi la scurt timp. Un medic din Berkshire a relatat povestea unei tinere mame care a suferit de o durere cardiacă la scurt timp după ce a născut. În ciuda eforturilor medicilor, ea a murit, sau cel puțin așa au crezut cu toții. Femeia a fost imediat pregătită pentru înmormântare, însă însoțitorii nu i-au putut închide pleoapele, așa că ochii ei au rămas deschiși și când copiii ei și-au luat adio. Când o asistentă a început să mângâie fața decedatei, a simțit că femeia respiră. Deși medicii i-au ținut o oglindă la gură și i-au perforat o venă, nu au identificat niciun semn de viață, așa că înmormântarea a continuat. Cu toate acestea, asistenta loială nu s-a oprit, continuând să încerce să-i provoace o reacție fizică. În cele din urmă, femeia s-a trezit din ceea ce se consideră că a fost o transă. După ce a fost salvată, femeia a spus că a realizat momentul când copiii i-au spus adio, dar nu a avut puterea să vorbească. Se pare că a suferit o paralizie temporară, ca urmare a nașterii. Așa cum demonstrează toate aceste exemple, linia dintre viață și moarte poate fi mai fină decât ne putem aștepta, conchid cei de la Daily Mail. Cazuri de acest gen sunt aduse la cunoștința publicului chiar și de prestigiosul Le Figaro. Astfel, aflăm că un rus, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața după ce a vrut să-i demonstreze unui amic că este rezistent și l-a rugat să îl îngroape pentru a scăpa de frica de moarte. Alexei Lubinski, din Rusia, a vrut să dovedească că este rezistent și că nu este frică să stea o noapte întreagă îngropat, însă acesta nu a supraviețuit. Cei doi prieteni au săpat o groapă în grădina din spatele casei, iar în sicriu au instalat niște țevi de ventilație. Prietenul le-a mărturisit anchetatorilor că Alexei și-a luat cu el o pătură, o sticlă cu apă și un telefon mobil. Peste el a aruncat pământ, un strat gros de aproximativ 20 de centimetri. Prietenul victimei a plecat acasă după ce a primit un telefon din sicriu, în care i s-a spus că totul este în ordine. Însă dimineața, când l-a dezgropat, Alexei era mort. Anchetatorii cred că moartea a survenit prin sufocare,
după ce gurile de aerisire au fost blocate din cauza unei ploi torențiale. Acesta nu a fost singurul caz în Rusia. După ceva timp, un alt rus s-a sufocat după ce a fost îngropat în mod voluntar pentru a scăpa de frica de moarte. Iată că avem și un exemplu autentic românesc. Românul care a scăpat cu viață după ce a fost îngropat de viu pe insula Csepel din Budapesta, povestește coșmarul prin care a trecut, cum a reușit să se dezgroape și să fugă din locul plin de oameni uciși pentru bani. Mi-au pus o frânghie la gât, apoi mi-am pierdut instantaneu cunoștința. Mi-am revenit apoi pentru câteva momente. Știam și simțeam că voi muri. Am leșinat de mai multe ori. Încercau să mă convingă că nu voi păți nimic. În tot acest timp, unul dintre ei mă lovea fără încetare cu picioarele, a povestit românul la un post de televiziune. După ce i-au pus frânghia de gât, românul avea un singur gând: să se concentreze să nu-și piardă respirația. Nici nu mai simțeam durerea pentru că mi canalizam ultimele forțe ca să pot respira și să pot ține frânghia departe de gât. Am încercat cu ultimele puteri să strig după ajutor, însă sunetele scoase de mine nu aveau nicio noimă, a mai declarat românul supraviețuitor. Bărbatul a reușit să fugă și după ce s-a luptat cu câinele atacatorilor, s-a întors la locuința sa de unde a alertat poliția. În drum spre casă, el a cerut ajutorul mai multor oameni, dar niciunul nu a fost dispus să îl ajute. Prin declarațiile pe care le-a făcut poliției, românul a ajutat la prinderea sârbului și a cuplului de unguri, care se pare că ar fi îngropat de vii mai multe persoane pe o insulă din Budapesta, lăsându-le să moară. Un alt caz este redat într-un video publicat pe internet, care arată cum un bărbat este îngropat de viu de forțele de securitate din Siria pentru că ar fi trimis materiale posturilor de televiziune străine. În filmul postat pe internet de activiști pro-democrație din Siria, se poate citi în traducere cum bărbatul îi implora pe militari să nu îl omoare și să îl cruțe. Însă degeaba, soldații aruncă în continuare pământ peste el cu lopata, relatează pagina de internet a postului de televiziune BBC. Bărbatul este îngropat în timp ce țipă înfundat că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah și de profetul Mahomed. După aceea, nu se mai aude nimic. Autenticitatea înregistrării nu a putut fi confirmată. Nu doar erorile medicale sau ororile umane sunt motivele pentru care mulți ajung să moară îngropați de vii. Aproximativ 30 de persoane au fost date dispărute după o alunecare de teren de proporții uriașe petrecute în nord-vestul Columbiei. Potrivit autorităților, nu există practic nicio șansă de a fi găsite în viață. Prăbușirea versantului a avut loc într-o regiune muntoasă, situată la 250 de kilometri de capitala Bogota. Imaginile au fost surprinse de un cameraman care filma din elicopter momentul în care localnici și muncitori făceau trecerea dintr-un autobuz în altul ca să traverseze o zonă cu teren instabil. Brusc, muntele s-a surpat și s-a declanșat o avalanșă de pământ care a acoperit totul în câteva momente. Aproximativ 30 de persoane au fost îngropate de vii. Imediat, salvatorii au început căutările, însă acestea au fost întrerupte pe timpul nopții din cauza ploilor torențiale. De asemenea, la fel de șocante sunt cazurile în care persoane declarate moarte se trezesc la viață în timp ce rudele le pregătesc de înmormântare. În continuare vă prezint o serie de astfel de cazuri. Walter Williams, bătrânul originar din Mississippi, Statele Unite, era foarte bolnav. A fost dus la spital de rude.
atât familia cât și medicii se așteptau ca bătrânul să-și dea duhul pe patul de spital. La un moment dat, bărbatul chiar nu a mai avut puls și a fost declarat mort. Întâmplarea s-a petrecut în februarie 2014. Însă, șoc! În timp ce bătrânul era transportat spre firma de pompe funebre, angajații spitalului și rudele au văzut cu stupoare că sacul în care fusese băgat bărbatul se mișca. Reprezentanții spitalului s-au făcut vinovați pentru o asemenea eroare gravă. Bunicuța Liudmila Steblinskaya din Rusia are și ea o poveste la fel de șocantă. Femeia suferea de probleme cu inima, iar în urma unui infarct, medicii au declarat-o moartă. De necrezut, pacienta a stat 3 zile la morgă, până ce rudele au venit să o ia. Familia cheltuise deja bani frumoși pentru înmormântare, îi aranjase până și groapa a femeii. Însă când au fost înștiințați de la spital că decedata de fapt a revenit din morți, au rugat groparii să astupe mormântul. Un alt caz la fel de șocant este cel al lui Li Xiufeng, o bătrână în vârstă de 95 de ani din China. Se simțise rău într-o perioadă. Într-o zi, vecinii au observat că bătrâna nu mai ieșise prin curte. Au pătruns în casa femeii și când au văzut-o întinsă în pat, fără suflare și fără să reacționeze într-un fel, au bănuit că femeia și-a dat sufletul. Au început pregătirile de înmormântare, numai că în China, tradiția cere ca mortul să fie ținut 6 zile înainte de a fi îngropat. Bătrâna a petrecut câteva zile bune în sicriu, în timp ce rudele găteau pentru pomană și se pregăteau de îngropăciune, pentru ca în final Li Xiufeng să se trezească la viață. Bebelușul Cohen Jones a trișat moartea încă înainte de a se naște. Când mămica lui s-a prezentat la un control în timpul sarcinii, medicii au anunțat-o cu regret că nu aud bătăile inimii fătului și că nu observă nicio activitate cardiacă. Femeia a fost pregătită pentru naștere, atât ea cât și medicii fiind convinși că va aduce pe lume un copil mort. Numai că la scurt timp după naștere, personalul medical a observat că pruncul respira cu greu, dar din fericire era viu. Katie Ogg, o mămică din Australia care a născut prematur, la 27 de săptămâni, 2 gemeni, i s-a spus de către doctori că numai unul dintre cei 2 copii a supraviețuit. Bebelușul, aparent mort, era fragil și chiar nu avea semne vitale. Îndurerați, părinții l-au pregătit de înmormântare. Katie și-a strâns pruncul mort în brațe, a început să plângă, să-l mângâie și să-l sărute, spunându-i cât de rău îi pare că s-a întâmplat așa și că nu a putut supraviețui. Numai că minune! În timp ce îi vorbea, bebelușul a început să miște. Știrea a făcut înconjurul lumii. Părinții cred că atingerea mamei l-a readus la viață pe micuț. Hamdi Hawez Al Nubi, un chelner în vârstă de 28 de ani din Egipt, a fost declarat mort după ce a suferit un infarct la muncă. Familia îndurerată s-a pregătit de înmormântare, însă nu l-au mai dus pe decedat la spital. Au cerut ca doctorii să vină acasă să-i facă formele pentru certificatul de deces. Când medicii au sosit însă acasă la mort, au observat cu stupoare că bărbatul are puls. Mare noroc a avut că nu a fost îngropat de viu de către propria familie. Micuța Yasmin Gomes din Brazilia a uimit o lume întreagă. Fetița a fost declarată moartă la naștere, iar părinții au pus-o într-un sicriu și au lăsat-o în capela spitalului în timp ce se pregăteau de înmormântare. S-a născut fără semne vitale, iar medicii și asistentele făcuseră tot posibilul să o aducă la viață. Toată lumea, inclusiv părinții, erau convinși că fetița a murit. Numai că, la câteva ore de la naștere,
angajații au auzit un copil plângând în capelă. Era Yasmin, care își revenise ca printr-o minune la viață. Cu acest caz al sugarului din Brazilia, pun punct acestui episod. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție!